acțiune bombă în dosarul Galabute, Obrejea a depus plângeri penale la DIICOT împotriva lui Covesi, Maior Ricoldea, documente. După ce a cerut lămuriri privind implicarea SRI în anchet, Rudel Obrejea, fostul presublinieredinte al Federației Române de Box, a anuncat, pe pagina sa de Facebook, ce a transmis la DIICOT o plângere împotriva procurorului sublinierei Faldna, Laura Codruca Covesi, a lui Florian Coldea sublinierei a lui George Maior. Plângerea îi vizează pe Laura Codruca Covesi, la data faptelor procuror general al României, pe George Maior, fost director SRI sublinierei, pe Florian Coldea, la data faptelor prim adjunct al directorului SRI. În virtutea drepturilor constituționale sublinierei a prevederilor codului de procedură penal, am formulat plângere penală împotriva numicilor Laura Codruca Covesi, Florian Coldea sublinierei George Maior. Având în vedere pericolul pentru ordinea publică sublinierei a statului, precum sublinierei probele sublinierei nu suspiciuni rezonabile, a subliniere teptuarea de urgență a măsurilor legale ce se impun, a scris Rudel Obrejea pe Facebook. În plângerea formulat se menționează sublinierei numele semnatarului protocolului încheiat între SRI sublinierei Ministerul Public, Gabriela Scutea, cea care l-a reprezentat pe prim adjunctul procurorului general de la acea vreme, anun Mediafax. De asemenea, plângerea este formulat sublinierei împotriva tuturor procurorilor care au făcut parte din echipe mixte, dar sublinierei contra celor care au transmis informații, date, probe din dosare către angajații ai SRI sau au colaborat în orice mod cu structurile de informații în baza acestui protocol. Este necesar să se stabilească la ce moment, în ce structura sublinierei cu ce resurse a luat fiindcă acest grup, cine a fost inițiatorul sublinierei constituitorul acestui grup, cât de extinse au fost lecturile sale sublinierei căci membrii au aderat la acest grup, devenind beneficiari ai informațiilor strict secrete sublinierei implicit ai puterii oculte care a îngrozit justiția sublinierei justiciabilii, căci membrii sprijinitori au avut, cine sunt acești sublinierei în ce formă au acționat în vederea punerii în aplicare a acestui plan zero diabolic sublinierei distructiv la adresa puterii judectoare sublinierei. Se arată în documentul înaintat procurorului Daniel Horodnicianu. În aceea subliniere i surse se precizează ce, pentru a dovedi cele stipulate în plângere, Rudel Obrejea va prezenta în scrisuri sublinierei martori, atunci când va fi chemat de organele de urmărire penal, în calitate de parte vetemat. De altfel, vineri, apretorul fostului presublinieredinte al Federației Române de Box a cerut magistraților în altei curci de casație sublinierei justiție, se transmit ce tregna o solicitare de lămuriri privind implicarea SRI în dosarul Galabute, instanța aprobând această cerere. În spațiul public a apărut un protocol încheiat între SRI sublinierei legat de acest dosar, a fost emis în 21 aprilie 2015 un comunicat în care este prezentat situația sublinierei. În final, se spune ce procurorii au beneficiat de sprijin al SRI.
solicit mesermite ci adresa ce trebna să ni se comunice dacă a existat un plan comun de acțiune, dacă a fost constituit echip operativ comun sublinierei dacă dna a comunicat operativ modul de valorificare a informațiilor sau sesizărilor de la SRI sublinierei dacă SRI a sprijinit efectuarea constatării tehnice. Invocme aceste lucruri pentru a beneficia de dreptul la un proces echitabil sublinierei pentru a face apreri. Dacă veți încuvinca, ne rezervăm dreptul de a solicita anularea acestui protocol. El este desecretizat, a fost denuncat, dar a produs efecte. Vrem să vedem dacă a produs efecte sublinierei în această cauză, a solicitat Dan Lupa subliniere cu avocatul lui Rudel Obreja, în instanță. Magistrații în alte curți de casație sublinierei justiție au admis această cerere.